După ce mesajul de pe grupul de membri USR a ajuns în mediul public, Cristian Moș, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, și-a exprimat poziția legată de filiala județeană. ADN-ul USR nu mai există, a devenit oficial un partid toți la fel. Astăzi, Fritz se ține de mână cu Ludovic Orban și Băsescu, unii dintre dinozaurii din cauza cărora am intrat în politică noi ceilalți, a declarat Cristian Moș, care a spus că nu mai susține proiectul USR. În clipa de față nu susțin proiectul USR pentru, din cauza evenimentelor care s-au întâmplat în USR și cu USR la aceste alegeri. În 2020 am avut aproape 80 de filiale cu candidați locali, am avut consilieri locali, urma, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit ca în 2024 să avem candidați în toate unitățile administrative din județ, în toate localitățile din județ, cu consilieri locali, pur ca USR. Nu, să nu fim nevoiți să facem alianțe politice cu partidul Elenei Udrea sau partidul lui Orban pentru a reuși să salvăm anumite poziții la nivelul județului. Printr-un comunicat de presă, Cristian Moș a arătat că și alianța cu Alinica a contribuit la decizia lui. Nimeni nu vorbește despre cum timp de 3 ani și până acum 3 săptămâni, ordinul de partid era atacați-l pe Alinica, cel care sabota activitatea lui Fritz la orice pas. Iar acum, brusc, trebuie să aplaudăm când Nica spune că simte că s-a întors acasă, lângă noi, în USR, a transmis Moș. O alianță nenaturală, din punctul meu de vedere, este o alianță nenaturală prin care... Două persoane care s-au bătut 3 ani jumate, s-au atacat 3 ani jumate, eu simțind acest lucru din cadrul Consiliului Județean, fiind aici singur în cadrul Consiliului Județean, unde am reușit să aduc proiecte, din această luptă pot să recunosc că am fost frânat din multe puncte de vedere și chiar dacă am avut anumite reușite, după 3 ani jumate, cei doi care s-au bătut și s-au dat cap în cap au reușit să facă o alianță nenaturală prin care ei se duc mai departe să candideze și să ceară voturile cetățenilor județului Timiș. Cristian Moș a adăugat că își va aduce mandatul de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș la bun sfârșit, iar în ceea ce privește viitorul său politic va lua o decizie în cel mai scurt timp.